Compania BioNTech a anunțat că va cere autorizarea vaccinului său și pentru copiii cu vârste între 5 și 11 ani. Cererea urmează să fie depusă în săptămânile următoare. Cu mai multe detalii se alătură discuției Mihaela Chircă, editor Alev News. Mihaela, care sunt următorii pași pe care compania îi va face în perioada următoare? Vorbim, Mihaela, despre prima declarație oficială a companiei referitoare la administrarea vaccinului anticovid pentru această categorie de vârstă. Ei au anunțat că desfășoară studii de eficiență și siguranță și pentru această categorie de vârstă, însă acum avem și un orizont de timp până când am putea să începem să administrăm vaccinul anticovid pentru această categorie de vârstă. După ce cererea lor va fi depusă, autoritățile de reglementare o vor analiza și vor lua o decizie. Este posibil însă ca unele state să nu aștepte decizia autorităților europene sau americane și să înceapă mai devreme vaccinarea pentru această categorie de vârstă, așa cum știm că s-a întâmplat și la categoria 12-16 ani. Principala diferență este că vaccinul va fi ajustat pentru copiii între 5 și 11 ani. O astfel de decizie ar putea crește ritmul de vaccinare de la noi? Este greu de crezut că se va întâmpla asta. Vaccinarea copiilor se va face cu siguranță cu acordul părinților, ca și pentru categoria 12-17 ani, iar adulții sunt din ce în ce mai reticenți. Cifrele vaccinării în rândul copiilor nu arată deloc bine, chiar dacă au mai crescut puțin. Ultima raportare făcută de autorități arată că s-au vaccinat doar 5% dintre elevii cu vârsta între 12 și 15 ani și peste 20% din cei cu vârsta între 16 și 19 ani.